încă nu este condamnat pentru tot ce s-ar fi întâmplat lui Afanasie Popescu și mamei sale vârstnice. Bărbatul și-a pierdut speranța că oamenii legii îi vor face dreptate. Descumpănit, Afanasie a venit astăzi în platoul nostru să denunțe criminalii. Să-l întâmpinăm. Afanasie, bună seara, bine ai venit la noi, te rog să iei loc. Afanasie, povestește-ne, te rog, cum îți amintești ziua în care ai fost atacat, tu și mama ta? Era sâmbătă, era 11 aprilie 2020. Ce făceai în ziua aceea? Eu am lucrat mult timp peste hotare și am investit, am cumpărat un depozit, acolo este o livadă de pruni, uscătărie de pruni. Și lucram perioada aceea să avem muncitori, strângeau cranga de prin livadă. Și m-a sunat prietena să ne ducem să facem cumpărături. Am făcut cumpărături și ne-am întors acasă. Și zic, ce faci? Îmi ducem până la mama să vedem ce faci. Și a zis că ea s-a obosit, du-mă pe mine acasă și te du-te. Și în momentul acela am uitat că n-am cumpărat pâine. M-am dus la brutărie în satul vecin, la Seliști, la Păruceni, este brutărie. M-am dus la brutărie, un prieten de meu are brutărie. Și am luat pâine de la dânsul, am mai stat de vorbă, i-am spus vreau să investesc în satul vecin, la Păruceni, să vindem o zăpravcă și zic că vreau să o cumpăr. Și am mai discutat cu dânsul, ok, tot normal. Și m-am întors acasă. M-am întors acasă, intru, îi pun pâinea pe masă lui mama. Acasă la mama? Da, acasă la mama, deja. Da. Uh-huh. Îi pun pâinea pe masă, mama vine și îmi spune, zic că te-a căutat cineva. Și, dar ne zice, nu te-ai întâlnit cu Gheța Mariei? Nu m-am întâlnit. Apoi eu am crezut că Gheța Mariei te-a căutat cineva și am crezut că el și vorbim cu dânsa, între trei persoane necunoscute, cu măști pe cap, cu mânuși. Exact în momentul acesta. Da. Divanul șede așa, ieșe de aici și au intrat persoane. Și au spart ușa, cum au intrat? Sau era deschis? Da, nu, era ora 10. Seara. Seara la ora 10. Era ora 10 și 5 minute era. Sunt trei persoane și mă întreabă de bani. Zic, n-am bani. Zic, dar eu stăteam liniștit. Știam. Zic, n-am bani. Bani la bancă. Zic, eu nu țin bani acasă. Dar cum să stai liniștit când îți intră trei păi minci stăteam, cu căgule pe față? Nu m-am așteptat. Știți cum... Erai credeam prima că e o glumă. Da. A, o glumă? N-am înțeles. Nu m-am așteptat. Știți... Ora 10, încă era de vreme, nu eram. Spun că nu am bani, bani la bancă, spun eu nu țin bani acasă. Și puțin a durat, minunte, dar nu minunte, secunde. Că eu nu țin minte nimic, ei m-au lovit deodată. O luat-o pe mama, unul, o persoană, o luat-o și-o dus-o într-o parte. Și eu nu țin minte nimica. Te-au lovit în cap? M-au lovit prima dată, cred că aici, la mine, aici ai nervul murit, nu sunt nimic a partea asta. Ne-aduc aminte că peste o perioadă de timp, eu vroiam să mă scol. Vroiam să mă scol, dar nu putem. N-avem puteri să mă scol. Că eu m-au lovit, m-au legat și dăm jos într-o parte. Și în timp ce ala vroiam să mă scol și a venit iar cineva și m-a lovit cu bâtă. Era nu bâtă de asta, dar lemn de salcâm era, țin minte. Și am recunoscut persoana oleacă care m-a lovit. Dar zi-mi, te rog, tu zici că nu-ți venea a crede, adică nu te-ai așteptat. Totuși, cum crezi? De ce anume tu? De ce anume în casa mamei tale? De ce ai ajuns tu țintă tâlharilor?
Pentru că se știa, deci din câte mi-ai povestit, ai mai multe afaceri, da? Da. Asta crezi că mă putea să-i atragă? Eu fusesem la Italia, am venit, nu-ți amintim, în februarie, la sfârșitul februarie am venit. Uh-huh. Și cu soția vroiam să luăm un apartament. Pe urmă eu m-am gândit, scădea să nu luăm apartament, scădea să luăm, să investim în... în zapravă. Deci, ca să înțeleg, lumea din sat cunoștea că tu poți să ai bani. Păi da? Cunoștea numai două persoane. Cunoștea. Eu am sunat, absolut nimeni nu cunoștea că eu vreau să iau apartament. Am sunat pe un văr de-a meu, Ivanov Ion. Pe dânsul am sunat și am întrebat și o să dacă a luat ceva și o să pot ajuta că mai are cunoștință. Și am sunat iar tot o persoană s-o codi prieten și pe dânsă am sunat și l-am întrebat de un apartament. Dar în sat, știind că tu ai plecat peste hotare, oamenii revin cu bani, păi, se știa? Sau oamenii mine, străini puteau să știe? La mine lucrau multe persoane. Acolo unde am depozit, am uscătării. Am uscat multe pruni. Aha, în deci tu ești un lider în da, sat. Da, am uscat vreo 40 de tone de pruni am avut. Deci se știa că tu trebuie să fii un om bogat, da. Așa bănuiesc eu. Da. Și de asta, probabil, puteau să intre să-ți ceară bani. Uite, colegii mei au pregătit un subiect despre tine. Hai să-l vedem ca lumea să te cunoască. Atenție la ecran. Afanasie Popescu povestește că de mic a trecut prin multe greutăți. Împreună cu cei 5 frați ai săi, el a crescut doar cu mama. Tatăl lor s-a pierdut din viață pe când Afanasie avea 7 ani. Toți, mai Marius și mai mic. Și eu am ținut tot, am avut grijă de mama, cu sora mea, lucram. Afanasie a apucat drumul străinătății pe când era un adolescent. M-am dus la Rusia, am fost la Moscova, am fost, țin minte, am stat, da, după clasa 9, am stat vreo 9 luni de zile, venit acasă și m-am dus la Italia din 2009. Bărbatul a lucrat în Italia timp de 10 ani. El a muncit agricultor la câteva întreprinderi. El zice că tehnologiile moderne de acolo l-au inspirat să inițieze o afacere în același domeniu, acasă. Prima dată când m-am dus la Italia, am lucrat la serie, la crescut flori. Și acolo am văzut tractoare, tehnică, mi-a plăcut și m-am apucat și eu. Așa că Afanasie zice că toți banii câștigați din străinătate i-a investit în satul natal, Seliște. Rând pe rând, el a cumpărat mai multe terenuri agricole și tehnică de prelucrare a pământului. Ultima perioadă venea mai des, și am investit bani. Am investit bani în pământ, ori am cumpărat, am plantat viță de vie, pământ arabilă. Da, toți mă invidiau pe mine că eu așa și am făcut o grămadă. Și tractoare am cumpărat și combin, am investit mulți bani și de unde e bani. Lumea, de-a mea încoace am aflat, care se gândeau că eu umblam cu fratul acolo. Afanasie se plânge că a strânit și mai multă invidie în sat atunci când a cumpărat livada de pruni de lângă sat, în total 15 hectare. Tot anii mei care am muncit peste hotare, aici am investit toată timpul cât am lucrat, toate investiții ai de 200.000 de euro. Da, livadă, tot cu depozit, tot, uscătărie este tot. Dacă să vorbim vis-a-vis de profilul psihologic al domnului, deci în afară de relevarea trăsăturilor pozitive, nu am ce zice. Deci, într-adevăr, timpurile grele nasc oameni puternici, și reieșit din situația că ați avut o copilărie destul de dificilă, sunteți așa cum sunteți. Sunteți foarte robaci, sunteți orientați spre succes și aveți scopuri foarte bine determinate. Deci sunt exact calitățile care duc la succes și exact calitățile care stârnesc foarte multă invidie pentru tot ceilalți 99% din oameni care nu au așa posibilitate și nu vor face niciodată ceea ce ați făcut dumneavoastră. Logic? Să am eu așa un sătean sau un vecin, m-aș bucura de succesele lui,
Și să știți că este un om foarte curajos, care investește uneori, să știți că avem o țară agrară, dar avem și ploi torențiale, avem calamități care odată câștigi, de două ori poți să nu câștigi. Și este bravo. De exemplu, sincer să fiu, cunosc foarte bine locurile și știu foarte mult cât muncește lumea, chiar la cele prune, până le văd uscate și aduse la bun finit. Deci nu este, din aer nu este nimic, este o muncă enormă. Eu am vrut să întreb, ai zis că la un moment dat când au dat buzna agresorii peste voi, au dus-o pe mama în altă parte. Da. Ei ce i-au făcut? Păi, după cum mi-a spus mama, că eu tot timpul mă duc și o întreb, poate să-mi aduce minte, poate... Și ei au dus-o cum vine tot așa divanul și în dos vine soba și-a dus-o în dos. Și i-a pus pierna în cap și-a lovit-o și pe dânsa. I-a tras cu palme. Femeie de 80 de ani. Da, i-a tras și ea palme. Dar și... ei ce spuneau? Ei căutau bani? Ei îți cereau bani? Da, ei cu bani. Până la urmă au... Mama spune că n-are bani. O scare, o să-i trimite de la Italia. Cum mama ne spunea. Că-i trimite din Italia. Da. Cine-i trimite bani din Italia? Păi am sora la Italia, cred că nepoții la Italia. Așa, cine știe, deci ei posedau niște informații despre familia voastră, nu? Da. Ai bani că-ți trimite din Italia. Asta înseamnă că vă cunoșteau. Cineva i-a dat informația aceasta, da? Deci n-au dat buzna în casă, pur și simplu, prima casă pe care au văzut-o. Știți, iară mai este... pe mine mă udau cu apă. Și s-a dus ei apă și unul din trânșii i-a zis că nu lua apă de acolo, e de afară, că afară tot avem robinet. Tu acum, așa, câte un moment îți aduci aminte și încerci să aduni acest mozaic. Mama ne-a spus, eu tot mama țin minte, mai povestea. Da, mama ne povestește. Vera Popescu, mama lui Afanasie, povestește că timp de câteva ore a plâns la capul feciorului său, crezând că tâlharii l-au omorât în bătaie. Iată ce ne-a mai povestit bătrâna. Și m-am dat și ea trei, intra pe ușă, la băiat, și că unde-s banii, dă bani, bani, dă bani. M-a luat mine și m-a dat pe sobă, m-a nădrat și cu pierna, nu ne-a mâncat viața. Așa la care m-a dat pe mine și m-a nădrat cu pierna, aici a doi de-a m-alții nu e pe băiat. Aici ea e numai sânge, soba mi-a fost numai sânge, nu? Pune pierna și se lăsa ieși pe pierna, îi strigă hoții. Mă temeam că-ți casă, nimic și după amândoi, la strigam pojar. Da, și mătușcă, cam îl dăm noi foc la casă și fugim. Pe mine mi-au tras două palme pe tipas, pentru că eu strigam pojar. Erau cu mască truștrii, toți erau cu mască, și mâinile cu mănuși negri, și mâinile cu mănuși negri, dar aici cea care mi-au tras mea cu palma pe tipas, așa mi-au tras cu palma pe tipas, că două zile mă îngempat. Apoi îngipau mănușurile și pe el mănușa și mășințașele. Și dânsul o bătut tare. El a fost lătuit. Nu bătut, dar lătuit. Pierna, o rup pierna așa ea în două. Cu fața la pierna. L-a legat de mâini. Prostirea de la pat, o rup tot așa în două. Și l-a învălăcit la picioare, cât prostirea așa de... A fost de lungă, când l-a deschis în două, e lungă. Ia și eu pus mâinile, eu făcut și eu avut de făcut aici, că e numai sânge. Eu scos dinții din gură și-o curs sânge din prânsul. Și l-o luat de pat pe și l-a legat, l-o întins, o deschis ușa la șcap, așa ea, l-o întins la șcap, de la șcap cu capul în șcap, cu cioarele înspre șcap și cu capul în șcap. Și așa era legat, așa era legat, cu mâini de picioare. Și când am ieșit, să dau la telefon, să am băiat. Așezați-mi. Că așa, dau la telefon, că am telefonul. Telefonul stricat. Așa, poate m-am întâlnit, eu zic, ia să-i dau drum. Poate i-a ieșit și eu. Telefonul stricat. Nu avem pe nimeni lângă mine, eu plină de frică, eu ne-am pierdut viața cu acest lucru. Să știți că, nu știu, uneori sună banal că pui lacăt la poartă, știți? Dar
Probabil că asta e ieșirea din situație, ca să-ți pui o alarmă, să... dar în sat asta e... Ai văzut că el povestește Afanasie că nici n-a reacționat când a intrat. S-a gândit că e o glumă, știi, cineva glumește că a intrat cu mască. Păi el, când i-a zis că gheța mare, eu nici nu... Și i-am zis că și scaut el la mea, că e cumnatul. Nici nu mă așteptam. Zi-mi, te rog, totuși, ce ți-aduce aminte? Cum ți-ai revenit? Ce ai făcut mai păi, departe? Păi, când am revenit, ne era frig. M-am trezit. Cât a durat tortura asta? O durat... Că te-au torturat? Da, m-au torturat că și ne turnau apă cu cana. Ți-a minte că ne-a pesat cu cana și ne turnau apă. Ca de-a să-ți revii? Ca să ne revin, cred că nu știu de ce, ne aduc așa momente. Eu când m-am sculat, nu știam și cu mine. M-am dus deodată, că eram toată în masenji, m-am dus deodată la robinet. Ce oră era? Era vreo ora două jumate, cam așa era. Și am vărsam sânge. Și mama, când m-a văzut, ei ajungea unde, în pat, plângea. Și când m-a văzut, ea nici nu s-a așteptat. Zic, dragă, mami, ți-ai revenit. Nu-i venea, cred. Păi erai mai mult mort decât viu, da, cred. Da, e când mi-a dat drumul, era mort. Că e așa de strâns era, că nici nu putea stai, că m-a legat și cu un prelungitor. M-a legat cu cerșafă și pe urmă cu prelungitorul. Ei până la urmă au scos niște bunuri, niște bani din păi casă? Păi până la urmă au găsit niște bani, nu mulți, dar au găsit, vreo 1200 de euro. Deci au scutucit prin casă? Da, au găsit, așa de ghenie au căutat că au găsit. Când m-am trezit, apoi căutam telefon, am găsit telefonul, telefoanele toate le-au rupt în două. Și au găsit telefoane, toate le-au rupt în două. Telefonul îl cumpărasem nou, numai cât venisem la Italia, și pe ăla l-a rupt în două, aveam telefoane mai vechi, tot așa l-a rupt. Și nu știam ce să fac. Mă duc afară, m-am uitat, nu se vede nimeni. Știam că la poartă șede mașină. Să mă duc să văd. Mașina să mă duc la frate. Când mă duc la poartă, mă uit, mașina nu-i. Am venit înapoi iar în casă, ne-am mai băut apă, ne-am revenit, am ieșit prin grădină, m-am dus pe la oameni prin grădină, am sărit gardurile și m-am dus, am ajuns la frate. Și am strigat și ieșit. Era acasă. El era acasă. Mama, cum ai recunești și striga și eu pus pierna pe față și totul apăsa. Mama ne-a zis... Știau cu certitudine tot. Primarul la noi s-a aprochet, mi-a venit și el. Se uita în jos cu țigara, o frământa într-o parte în alta. Eu nu exclud și versiunea primarului, nu exclud la versiunea vecinului. Toată lumea al bănuie pe dâns că asta e mâna lui Batâr. Am lucrat mult timp cu stihotare și am investit, am cumpărat un depozit, acolo este o livadă de pruni, uscătărie de pruni. Lumea din sat cunoștea că tu poți să ai bani, păi da? Cunoștea numai două persoane. Între trei persoane necunoscute cu măști pe cap și mă întreabă de bani. Spun că nu am bani, zic bani la bancă. Țin-o durat minunte, dar nu minunte, secunde, că ei m-au lovit. Deodată, nervul a murit, nu sunt nimic pe partea asta. Eu m-am lovit, m-au legat și a venit iară cineva și m-a lovit cu bâtă. Și am recunoscut persoana o leacă. O găsit niște bani, nu mulți, dar o găsit, vreo 1200 de euro. Telefonele toate le-au rupt în două. Am ieșit prin grădină, m-am dus pe la oameni prin grădină, am sărit gardurile și m-am dus, am ajuns la frate. Astăzi discutăm despre Afanasie Popescu din satul Seliște, raionul Nisporeni. Bărbatul de 38 de ani se plânge că anul trecut, într-o noapte de aprilie, patru bărbați cu cagule și mânuși au dat buzna în casa lui părintească. L-ar fi torturat timp de câteva ore, cerându-i să le spună unde ține banii și alte bunuri. Pe tâlhari nu i-a oprit nici prezența mamei lui Afanasie, în vârstă de 80 de ani.
ei au chinuit-o și pe bătrână. Pe unul dintre ei, Vera Popescu, l-ar fi recunoscut. În curând vom afla cine este acesta. Dar mai întâi îl invit în platoul nostru pe Veceslav Popescu, fratele protagonistului istoriei de astăzi. El a fost primul care a venit în ajutorul lui Afanasie și al mamei sale. Haideți să-l întâmpinăm. Din câte am înțeles, Afanasie în acea noapte a ajuns la dumneavoastră acasă. Puteți să-mi povestiți în ce stare a intrat la voi? Era după orele 3 din noapte. El strigă afară, cum? Era în casă, în coridor, băi, scoală că mine m-au bătut. Zic, și-mi te-au bătut? Scoală că eu-s bătut. Am emoții, mă scuzați, dureros. Înțeleg. Și zic, cum s-a întâmplat? Și-mi te-au bătut? Băi, nu știu, și-mi măscați. Și m-au bătut. E bine, m-am sculat, aici stăiam, sunt la poliția de sector. Poliția de sector era cu telefonul oprit și sunt la 112. Medicina, omul medicină, a luat primul ajutor, a zis să... În ce stare și... era Afanasie când el era bătâmplat, încât deodată nu era înflat tare, dar tot ud, numai sânge era. Era într-o stare ucisă. Și de-am... chiar pe drum când l-a luat urgența, el vărsa sânge. Dintr-o zi cât a stat, el a stat la orele 11 până la 3, fără cunoștință. De la 10. De la 10, cât a fost acolo, că e de cusară, cum s-a întâmplat. El după 3 jumit s-a revenit, că rune prin grădin, prin ascuns, cu teamă. Și de-am luat primul ajutor, l-a făcut la Nisporeni și am venit la Chișinău. Deci urgența imediat ce a venit te-a luat fost, la spital. Era clar mai fost cu întârzieri, eu am mai sunat încă o dată la 112, zic și sunt întârzii așa... Așa greu să vin. Încă și poliția la Nisporeni unitare e greu, că ei am o leacă, mă cărăt că greu, rău lucrează poliția la Nisporeni. Și de-am primul ajutor l-a făcut la Nisporeni și am plecat la Chișinău. La Chișinău de-am... Afanasie Popescu a ajuns spitalizat la Institutul de Medicină Urgentă din Chișinău, unde a rămas încă pentru o lună de zile. Medicii de pe ambulanță l-au transportat de urgență pe Afanasie Popescu la Spitalul Raional din Nisporeni. El a ajuns direct pe masa de operație, unde chirurgii i-au cusut plegile de la cap. Și el a intrat în casă. La mine ușile eu nu închideam însă. Și când a venit ușit. Și el mi-a spus, băi, scoală că mine m-a ușit. Și am sunat la 112. Și a venit urgența. Și l-a luat urgența. Deoarece bărbatul avea mai multe traumatisme grave, medicii din Nisporeni l-au transportat la Institutul de Medicină Urgentă din Chișinău. Acolo Afanasie a suportat mai multe intervenții la maxilar, nas și mandibulă. Am avut 4 tăieturi la cap, 3 coaste rupte de la o parte, când m-a lovit aici tot era vânăt și tot maxilarul rupt în 2 părți și barba crăpată așa. Și de-a mea 5 dinți ne-au dezbătat. Potrivit raportului de expertiză medico-legală, Afanasie s-a ales cu leziuni sub formă de traumă craniocerebrală închisă, fractura oaselor nazale, fractura mandibulei, comoție cerebrală. Afanasie se plânge că în urma traumatismelor suferite are dureri greu de descris. Din cauza fracturilor, chirurgii i-au imobilizat gura, iar timp de o lună bărbatul nu a putut vorbi și mânca. El se hrănea printr-un pai. Ne-a cusut gura că și de maxilarul... deazbanța, cum spun. Ne-au făcut operații, ne-au așezat maxilar la loc. Afanasie spune că a găsit puteri să depășească perioada de reabilitare dintr-un singur motiv. În timp ce se afla la spital, soția i-a dat o veste că e însărcinată. Anume aceasta l-a motivat să lupte cu orice preț pentru viața sa. Tras și e frică mare, sferit, era însărcinată între 3 luni. Și, dar eu nu știam, mi-a spus atunci când am venit la spital. Și m-am bucurat de-a mea, m-am încurajat alea că să avem copil și ne-am revenit alea. După tot prin ce a trecut, Afanasie zice că a rămas cu o frică care îl domină în permanență. Bărbatul a devenit mult mai precaut. Toți suntem, mama suntem, soția suntem. Acum unde stăm e casa cu gretii. Pușca sub cap, de-a mea stau tot timpul fără armă, nu mă duc nicăieri așa. Ni frică, cum o leacă, dar
cred că să mă lămuresc. Afanasie, eu am înțeles corect, deci tu crezi că acest atac tâlhăresc are legătură cu activitatea ta, cu afacerea asta pe care ai pus-o tu pe picioare, da? Că vorbeai de invidie, de deranjul celor din jur. Așa este? Da, mă gândesc așa, ceva concurent, ceva, nu înțeleg. Dar după părerea ta, dacă zici că nu era vorba de bani, din câte am înțeles, deci ei nu au venit după bani, da? Atunci, care era scopul lor? Ce vroiau ei să obțină acești bărbați? Păi ei au venit după bani, ei știu că erau siguri că am bani. Dar ei sunt hoți, dacă veneau și luau bani, ei vezi ei numai bani, dar ei m-au bătut prea tare. Înțelegeți? Dacă poate să revin eu cu ăsta, după spus a mamei de-am cum am discutat și s-au vorbit, ei când au venit și au intrat deodată bani, unii bani, să dea ei bani. Și el le spunea că nu am bani, că eu banii și nu-i țin. Banii eu îi dau, că am plătit la bancă, am mai stăiat. Și prin însul deam, l-au bătut prea tare și ca fără cunoștință. Fără cunoștință. Și de-am spus a mamei, cum ai să tot întreba de bani și tot al udau iar, s-o șoadu sa apă, iar mai udau iar, iar mai băteau să de bani. Și până la urmă o zbătut și pe deala din casă, scate bani. Ești eu cu neva bani, dar în casă o întors toată casa cu fundul în jos. Tot a fost întors. Nu a fost nici care să nu și întors. Și tot în umbra prin casă, tot a fost întors. Că știut că sunt bani, că el o dat tamam marfa și eu întors tot în casă. Pe, deamă, și cum mama, cum mai recunești și strigat și eu pus pierna pe față și tot o apăsa, că stac din gură să-i stăia, cum mama, mama voastră ne-a spus că ea a recunoscut în acea noapte pe unul dintre bărbații cu cagulă și cu... Da, e tot timpul. Dar tu nu ai crezut-o de nu start. Credem, ei spuneam că nu poate. Și bine ne-a spus că persoana... Da, ei spuneam și noi spuneam că n-ar de cum că e bacalagiu și cu mătru încă. Păi nu știu că... N-ar de cum să fie, că e cu mătru, e botezat. Deci n-are de cum să fie așa ceva. Și mama spunea, ca să înțeleg el, persoana la care a indicat mama ta, ți este o persoană cunoscută și apropiată, da? Da, el și ție de asta nu-ți venea a crede. Al mai luam la lucru, când aveau nevoie de bani, eu tot timpul îi dădeam bani, 100, 200 lei. Și de asta nu credeai de la început? Nu mă gândeam că poate și pe persoana asta. A venit momentul să aflăm pe cine anume l-ar fi recunoscut Vera Popescu în seara când ea și fiul ei au fost atacați și torturați în casa lor. Atenție, Leca. Leca mi-a zis că podeaua și o cătaba. Și mi-a dat și cu palma și față și cu pierna mânădușă. Da, și ne-a fost. Pe și ala l-am pripus eu. Și că nu l-am pripus, chiar că l-am cunoscut. E familie. Și nu-i departe tot mai ala aici. Fac și eu și de temut mă tem, că îl spun, dar eu biduiesc așa el, pe caracterul lui, pe glasul lui, că el când eu am zis că nu-i taie podelele, să-i stric podelele și îi caut acolo. Caută bani, că nici părinții ei n-au pus, n-am văzut să pui bani sub podele, că n-aveau. Sunt de care pun. Și el a zis că sunt de care pun, eu l-am cunoscut pe glas. Femeia lui Ion așa la. Și când o venit femeia acasă, eu eram... când o venit femeia acasă, eram așa grăneam pui. Când o venit el acasă la cerșătări, eu zis ei. Și-ai spus, fa? Și-ai spus că am fost eu. Dar eu de-am atunci eram în grădină. Când o venit femeia, eram aici. Dar când o venit el, eram în grădină și când întreba pe el, pe dânsa, ce-i spus, fac, am fost eu, dar el zice, da, și eu m-am spus, n-am spus nică. Ei, da, și nu-a spus. Și eu tras o palmă, eu tras două, l-am și uitat. Afanasie, până la urmă am înțeles că mama ta te-a convins. Că totuși... Era această persoană. Ce te-a făcut să-ți schimbări? Mama ne-a zis, chiar și m-am dus la poliție, la psiholog am fost, și tot îmi spunea că... Spunea, nu,
poate și băcat. Și odată ne-a zis închetătorul ne-a zis că eu să-ți docajesc că el, la poliție știu că e persoana asta, cred. Adică polițiștii încercau să te convingă pe tine că anume el era unul dintre cei cu cagule? Da, da. Păi, dar el a fost reținut? A fost reținut, dar i-a dat repede drumul. Dar, până la urmă, deci, ca să înțeleg, poliția știa despre aceste bănuieli a mamei tale, da? Au fost audieri deodată, din start. Au fost eu audier pe el de mama, tot o instant. Dacă se poate spun cum am venit eu mai departe, cum a instant. Când am venit la Chișinău, că el a fost la lucru cu mașina mea. Mașina i-a stat la poartă. Ei l-au bătut și eu luam mașina. Mașina nu era. Eu, poliția de-am ucătat, o mărți pe urma mașinii. Hoții cheplic cu mașina mea duș pe instant. Când am venit de la Chișinău și de la noi, pe un câmp acolo, poliția și istan. M-am oprit să văd ce și cum. Era poliția, au găsit mașina. Și de-am cum am... Părăsit în câmp. Era lăsat în câmp acolo și o dat de dânsa. Era întreagă? Mașina era întreagă, era scoas cheile de la mașină, dar mașina era întreagă. Lăsat acolo, era într-o niște copaci vărât, într-o folosa, cum se spune la noi. Și cum de poliție acolo, s-o aprochet de mine, s-o aprochet cum, primarul la noi, s-o aprochet, a venit și el. A venit și el nu m-a întrebat ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, dar așa zic, că fănele e în reanimație. Și zic, nu mai este în reanimație. Și, dar nu se putea uita în ochii ei, se uita în jos cu țigara, o frământa într-o parte în alta. Mie... Personal, îmi pare foarte rău de cele întâmplate, dar am să constat că dumneavoastră, activând, având un business destul de valoros, nu ați avut nicio sistemă de protecție personală. Trăiați în casă bătrânească, cumva dumneavoastră ați avut un mod de viață, așa să zic eu, mai sigur pe dumneavoastră și asta și va, să zic eu, din punctul meu de vedere, v-a provocat acest atac. La fel, să vă întreb și de mașină, și cred că și mașina care a fost luată, la fel mașina, după mine personal, nu ar fi fost luată dacă ar fi fost cât de cât pusă sub un anumit sistem de pază sau de înregistrări video-audio, și persoanele în cauză, până la moment ceea ce am auzit eu, știau cu certitudine tot. Că sunteți numai în doi cu mama, nu va mai veni nimeni în ospeție, au timp la dispoziție cât duce, mă rog, trenul, să scoată și podele, să caute, etc. După mine, până la această poveste, vreau să vă zic că oricine care știa că aveți o livadă, oricine cu care ați fost în contact în Italia, oricine cu care ați comunicat de apartamente, oricine cu care l-ați ajutat cu bani, fiecare are și a avut motiv să înșească fata. Nu au săvârșit-o. Nu, părerea mea că nu au săvârșit-o ei, dar au vândut informația dată celor care au atacat nemijlocit. Cu părere de rău, dar nu te-ai asigurat. Nu ai pus o sistemă video de supraveghere, sistemă de alarmă, etc. Dar credeți că așa trebuie să procedezi imediat ce faci un pic mai mulți bani decât alții? Cu părere de rău, în Republica Moldova, ca să ne asigurăm securitatea noastră personală și a rudelor, suntem nevoiți să apelăm la aceste metode. Afanasie, dar apropo, am vrut să te întreb, ai simțit sau au fost niște amenințări la adresa ta? A fost ceva, un pretext ca să iei niște măsuri în plus de securitate a ta și a familiei tale? În primul rând, de acest atac? Eu am stat la Italia și nu locuiam tot timpul la mama acolo. Acolo e casa lui mama era. Casa părintească. Deci casa părintească era. Și de mașină, mașina mea drept era dusă la reparație în timpul și ala și îmblam acolo fratele. Nu era mașina mea.
Dar nu ai fost amenințat până atunci? A fost. Eu odată am cumpărat niște pământ în sat. Am participat la licitații. O scris ăsta care e primar. Nu era primar, el era consilier. O scris el că scumpere pământul și eu am participat la licitații și l-am cumpărat eu. De vreo 130 de mii pe 2 hectare și ceva. 130 de mii de lei. Așa. Și de-a mea consilieri, un consilier îl cunosc, i-a zis lui ea, lui Popescu Ion, o zic și zic, fănică te-o și el i-a zis, o zic, că de-o să mă lămuresc eu aparte. Eu la această etapă pot constata două ipoteze de unde ar trebui să pornească acțiunile organului de urmări penală, deci ipoteza concurenței dumneavoastră unde a fost pus accent ca să vă maltrateze și să răzbune și, să, și nu a avut deci, tendința de a sustrage material. A doua ipoteză este sustragerea banilor. Cei care eu mai mult merg pe varianta asta că s-a urmărit să vă ia bani. Reieșind din însăși cele auzite aici în platou, în special cu ruperea telefoanelor, cu mașina luată, cu cheile nu găsiți de la mașină. Deci asta presupune că ăștia au venit, nu știu dacă vecinul dumneavoastră care îl bănuiți, credeți că l-ar aduce capul să ascundă probele sau să ascundă urmele crimei. Asta este doar o ascundere de urme de crime ca ei când îți revii, ca să nu apelezi la același telefon, că sunt orice mașină. Deci asta, tu să faci concluzie, dacă poate vecinul acela care voi îl presupuneți că a fost în casă să păi organizeze asta. Eu aș vedea aici mult mai profund problema, undeva și de sistem, fiindcă organizarea aceasta se face de la, în primul rând, la informarea persoanelor apropiate cu detalii unde se dețin banii, unde salariul cash care îl dai la lucrătorii tăi se află în casă la mama sau nu. Deci asta se organizează, eu văd din închisori. Asta nu e un secret, asta îl cunosc o mare parte din avocați, din închisori, unde toată ziua condamnații vând acces la telefon și la internet, deci cunosc în detalii și organizează pas cu pas fiecare acțiune și tot e pus la punct cine și cum și eu aș vedea asta, deci nu știu, dar văd o problemă de aici pornește. Okay. Fiindcă... Este o versiune. Da, fiindcă practica mea îmi permite ca să constat acest lucru cu multe alte exemple care o să ne iei ori în șiră și să mă expun, dar se aseamănă cu cazul tău. Tu te uiți așa la primar, la... Eu nu exclud și versiunea primarului, nu exclud la versiunea vecinului. Dar aici, în primul rând, se pornește de la informarea oamenilor atâi apropiați. Deci, din punct de vedere psihologic, eu nu prea văd logică. Ceva este în neregulă. Deci, dacă este jaf, atunci de ce au mers la mama unde banii sunt mai puțini și nu au mers la dumneavoastră acasă unde banii, evident, dacă sunt mult mai mulți? Dacă presupunem că au venit după banii cei care sunt la mama, atunci de ce nu au așteptat încă câteva clipe când dumneavoastră s-a lăsat până și a plecat? Care e logica să vii după bani? Dumneavoastră ați intrat pe 5 minute, atunci au venit ei. Care e logica? Eu mai stătem la dânsa. Eu mai târziu sau mai stătem și la dânsa, stătem poate și o săptămână, stătem și exact în timp și ăla au venit prietena, stătem. Eu nu avem casa mea, n-am casa mea. Eu stătem la soție, stătem la mama. Cum ea are, mama are camera și aia, dar eu stătem în casă, că acolo e casa, nu-i casă, deci totuși lumea știa bătrânea. Că tu stai la mama. Da, lumea toată știe la mama. Că eu numai cât venisem de la Italia, venisem în martie, nu mai ți-am minte când venisem, înțelegi? În scurt timp vom auzi ce spune bărbatul despre care Vera și Afanasie Popescu cred că s-ar fi aflat printre tâlhari cu cagule pe față. I-am propus acestuia să treacă testul la poligraf. Dacă a acceptat sau nu, aflați în scurt timp. Dar acum, Afanasie, din câte am înțeles, tu crezi că și acest bărbat pe care l-ar fi recunoscut mama ta, dar și ceilalți, ar fi fost puși la cale de cineva. De unde a apărut această versiune?
când stăteam eu la spital, a venit poliția la mine și al bănuie pe bătărul Ion, care de unde am cumpărat eu livada. Toată lumea al bănuie pe dâns că asta e mâna lui bătăr. Că el... Ion Bătâr, bărbatul despre care ne vorbește eroul nostru, a venit astăzi aici. Ion, vă rog să intrați în platou. Bună seara, Ion, bine ați venit la noi. La toți. Dumneavoastră știți ce i s-a întâmplat lui Afanasie da, anul cunosc, trecut. Da, desigur. Că a fost victima unui atac tâlhăresc chiar în propria lui casă. Dar dumneavoastră știți că foarte multă lume spunea că dumneavoastră ați sta în spatele acestui atac tâlhăresc asupra lui Afanasie. Au ajuns, cred că, zvonurile și la urechile dumneavoastră. Oamenii cineva vorbea, dar nu vorbea cu mine. Eu am auzit de la Afanasie. Că, băi, uite, vorbeaște în sat acolo așa, ușuriel, că poți și tu implicat. Dar... Și? Când eu strâng, ieși cât îmi pușc. Nu vă gândiți că locul ăsta ia-l bătărui Ion? Poate eu vreau să vin să o ușesc de pe mamă. Ce s-a făcut ca să stabilească adevărul? Când domnul primar te întreabă, și se aude acolo? Tu ce spui? Ce cu divanul și ăla plin de sânge și panică? Auzit, văleunul pălii. Alungă pșeala ca șeala este stucat și dă comandă. Primarul dă comandă lui. Grup de ofițeri de urmărit penal, fiindcă este un caz răsunător. Când colo iese martorul lui. Mare semn de întrebare. Bărbatul pe care ei îl suspectează că i-a tâlhărit a acceptat să treacă testul la detectorul de minciuni. L-ai bătut pe Afanasie Popescu în noaptea tâlhăriei?